Dumneavoastră sunteți responsabili cu ce se întâmplă în București ca să existe căldură și apă caldă Evident, în această iarnă. Suma sau datoria pe care Radetu are către Elcen la această oră e 693 de milioane de lei, care reprezintă datoria istorică de circa 500 de milioane de lei și datoria pe care o are bugetul statului la această oră către Radetu, 175 de milioane. Nu se prea potrivesc lucrurile aici, pentru că cei de la Elcen vorbeau de niște penalizări ceva mai mari. Stați puțin, astea sunt datoriile. Penalizările la această oră pe care le are Radetu înscrise se ridică la 360 de milioane. Adică vă apropiați de miliard? Ne apropiem de miliard. Da, da, de miliard. Din păcate, trebuie să rețină următorul lucru, că în acest an Radetu, la o factură de 523 de milioane până în prezent, a plătit 581 de milioane, deci a plătit mai mult decât am primit factură, inclusiv 119 milioane. Deci am plătit 700 de milioane, dar sunt 119 milioane. Toată lumea cred că e amețită în atâtea milioane. Așa este. Bun, dacă de la guvern veți primi aproape 70 de milioane de lei, sunt suficienți acești bani pentru a în principiu mai trebuie rezolvat și guvernul mai are ca sarcină și discuția care s-a purtat la nivelul guvernului de către Primăria București și chiar de către împreună cu Mira la nivel de țară s-a estimat că inclusiv pentru avans chiar era în discuție până la sfârșitul anului se va mai face o rectificare de guvern undeva în luna octombrie. Domnule Ramba, ieri erați foarte încrezător că amenințarea asta foarte serioasă a Elcenului nu va fi pusă în practică. Sunt în continuare. Ne reamintiți de ce? Sunt în continuare la fel de încrezător, în sensul că, așa cum am spus noi, s-a văzut că totuși Radetu a plătit. Noastră comentam anterior că nu s-au făcut revizii pentru că faceți socoteală, 119 milioane penalizări sunt practic din partea care se cuvenea Radetului ca să-și facă treaba. Noi însă treaba ne-am făcut-o, sigur că în condiții mai grele, dar împreună cu modernizările, unde am avut resursele financiare asigurate de primărie și unde aceste modernizări cu adevărat conduc la realizarea unor facturi egale în ultimii, spuneam eu, în ultimii 3-4 ani de zile facturile în București. Deși remarcăm faptul că gigacaloria s-a scumpit. Da. Dar noi, pe modernizări, care însemnează contorizare, modernizare de puncte termice și parțial de rețele, am redus consumul de energie termică facturat populației. De exemplu, în 1999 facturam pe an la un apartament convențional 13,4 gigacalorii. Anul trecut am facturat 8,09. În acest mod, practic, am preluat circa 40% din majorarea de tarif și factura s-a menținut identică. De fapt, niciodată nu se va reduce tariful, ci Radet trebuie să modernizeze instalațiile de așa manieră încât să reducă consumul. Niciodată tarifele nu se vor reduce și contextul viitor ne arată clar că gazul crește permanent, iar noi trebuie să fim și noi în linia de reducere a consumului. Radet plătește, dar de unde? Radet plătește deocamdată din ceea ce încasează, pentru că din punct de vedere al încasărilor de la populație... Ați crescut peste 75%? Suntem la 92% la această oră, deci și sigur că apelăm în continuare la populație astăzi cu această adică ocazie. Adică bucureștenii au devenit foarte cuminți și buni plătitori. Bucureștenii au devenit cuminți și buni plătitori. Există din acest chiar și pensionari. Pensionarii, eu am spus totdeauna că efectiv sunt oamenii care sunt practic cei mai buni platnici din București. Știți foarte bine cum mi-a venit pensioara, își măsoară, își drămâiește bănuțul, așa a fost și mama, așa știm și de acasă, și toți timpul și-au plătit bănuții. Nu erau câți nici... bănuți să-și pregătească pensionarii pentru întreținerea? Un pensionar cu două camere, să zicem, nu zic, pentru iarna asta. Două camere... undeva la nivelul, și repet, la două camere cu venituri bune, pentru că cei care au venituri reduse primesc ajutoare. Da. Ce înseamnă venituri bune? Venituri bune însemnează undeva peste 6 milioane de lei. Deci o pensie destul de mare. De membru. De membru, da. O pensie destul de mare, dar știți bine că la o pensie destul de mare, să zic 6 cu 6, 12 milioane, sigur că față de ce era anterior și ea crește acum iarăși în condițiile de astăzi, știți bine că a crescut din nou, asta însemnează la două camere undeva la 1.300.000-1.400.000 căldură.
se gândește primăria să mai subvenționeze prețul căldurii în iarna? Deocamdată primăria subvenționează, știți foarte bine, menține în continuare 119 lei pe gigacalorie, deși tariful a crescut la 1 iulie. Dar în continuare, domnul primar general a apreciat că populația și mai ales pensionarii au în continuare nevoie de un suport economic. Virgil Ramba, director general Radet.